adassá, undertan inimreketre, odvese, vă citesc o parte din pasajul din Ioan 6 și apoi vă pune vă cuvânt asupra unui verset de acolo. După ce Domnul Iisus va vorbi despre nevoia ca ucenicii, ascultătorii Lui, să îl asimileze pe El, cumva, să-L mănânce. Să mănânce carnea Fiului Omului și să bea sângele Lui. După ce l-a vorbit că doar în felul acesta se poate realiza mântuirea. Că nu există o altă cale. Până și credința nu ajunge dacă nu se împătuiește această minune a focosirii Mântuitorului în noi, în inima noastră. Și până ce noi înșine nu ajungem să fim cumva plantați în inima Lui. Și credința adevărată merge dincolo de acceptarea intelectuală a existenței lui Dumnezeu și chiar dincolo de câteva experiențe pe care avem cu El din când în când. Trebuie să ajungem să ne identificăm cu Fiul lui Dumnezeu. Cred că această predică ar fi trebuit să îi facă pe tot ce am văzut pe fiecare se prindă de haina Lui să zică, Doamne, eu vreau să fiu primul care să devin un fel de copia Ta pe acest pământ. Însă, din nefericire, Cuvântul ne spune în versetul 60, și vom citi puțin mai departe, că mulți, Ioan 6, de la versetul 60, mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbele acestea, vorbirea aceasta este prea de dor. Cine poate să sufere? Cei care știa în sine că ucenicii săi tăteau împotriva vorbirii acestea, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Oare ce ar fi trebuit Domnul Hristos să le spună pentru ca acei oameni să îi primească cuvântul? Să aprecieze solia și să experimenteze o minune pe care nu am mai experimentat-o niciodată. Vedeți? Chiar în prezența Domnului Hristos, firea omului poate să o ia asta. Toți spunem că dacă oamenii ar putea fi aduși în fața lui Iisus, să-L asculte, să-L vadă, totul s-a schimbat. Și cred și eu lucrul acesta. Dar aceștia au fost niște ucenici care au experimentat mult mai mult decât aceasta. Ei au umblat cu Domnul Hristos. Ei au primit chiar putere ca să predice cuvântul, să facă minuni. Chiar și demonii le-au fost supuși. Amintiți când s-au întors odată, au zis, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Cu alte cuvinte, prin puterea lui Dumnezeu, cei demonizați erau eliberați la rugăciunile acestor oameni. Cum se poate că atunci când Mântuitorul prezintă cuvântul cel mai profund și care era cel mai necesar lor, ei să spună vorbirea aceasta este prea de tot. Ce ar fi dorit ei? Ei ar fi dorit ca Iisus să-i înalțe așa cum un conducător pământesc și înalță miniștrii, ambasadorii și supușii. Ei ar fi dorit un Mesia care să reînvinească și idealele lor pământești. Ei doreau un Mesia care să conducă ca un conducător militar
și vreau să ocupe primele locuri cele mai preate în noua împărăție. Și când și-au dat seama că împărăția Domnului Hristos este o împărăție spirituală, că n-are de-a face cu nimic din ceea ce ei își închipuiau și doreau, n-au mai avut nicio plăcere de ei. Și acei ucenici au întors spatele. Sunt trei cuvinte pe care aș vrea să le subliniez în această dimineață, pe care acei ucenici nu le-au avut în caracterul lor. În versetul 63, Domnul spune: Duhul este Cel care dă viață. Până și predicarea despre Domnul Hristos, până și observarea Lui, până și auzirea vorbelor Lui, nu sunt suficiente dacă Duhul Dumnezeu nu coboară în suflet pentru până și predicile cele mai bine puse la punct de punct de vedere omiletic, exegetic, teologic, sunt ca niște coși de pâine uscată, care de-abia le mestece. Duhul este Cel care dă viață. În lucrarea noastră pentru oameni, nu contează la ce nivel lucrăm, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Omenirea aceasta are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Când venim la oameni, suntem întâmpinați, în special la noi în țară, de oameni care încă sunt atei. Religia aceasta națională este atât de este un curs atât de mare pentru sufletele românilor. Mulți sunt infectați de spiritul ateismului. Sau de o credință într-un Dumnezeu care e undeva atât de departe că nu se implică în viețile oamenilor. Și adesea noi putem să fim descurajați. Pentru că cel mai greu este să lucrezi cu un ateu, cu unul care spune tot felul de întrebări și vine la tine cu tot felul de filozofii, adesea te simți nepregătit ca să răspunzi. Cine poate să-i convingă mintea unui ateu? Doar Duhul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu noi, clipă de clipă. Ca să lipim și pe ateul acesta care ne atacă din toate părțile. Ca să avem încredere că undeva și cândva și inima lui poate să fie plecată. Cunosc o experiență deosebită. Unul dintre oamenii mari de Dumnezeu pe care avem astăzi. A venit în Statele Unite, s-a dus la New York pentru a lua niște cursuri și în principal dorea să învețe engleză. Dar nu învăța numai engleză. Și printre profesor, era un profesor de filosofie, venit din Franța, un om atât de inteligent și atât de capabil să îl atrage și pe cel mai pregătit copil al lui Dumnezeu, încât pastorul acesta a spus, l-am auzit spunând în fața mii de oameni, zice, adesea mă lăsa fără cuvânt. A spus chiar așa, zice, dacă omul acela fie în seara aceasta aici și va spune că e zi, nu e noapte, nu e seară, la sfârșitul, la 30-50 de minute, cred că dumneavoastră toți ați fi convinși că nu e seară. Nu e noapte, este zi. Atât de capabil era. Atât de inteligent era. Și altă dată, în fața clasei, îl provoca. Și la un moment dat, pastorul necășit i-a spus, bine, profesor, să presupunem că pentru o clipă dumneavoastră ai dreptate. Cum adică? Crezi că... Nu. Eu cred în Dumnezeu, a zis pastorul. Eu am văzut mâna lui Dumnezeu în viața mea. Mie nimeni nu poate să-mi suporte de suflet credința în El. Dar să presupunem pentru câteva clipe că dumneavoastră ai dreptate.
Și să presupunem că ai un copil, ai un fiu de 20 de ani. Care, pe care îl iubești, ca pe lumina ochilor tăi. Și băiatul acesta este viciat. Consumă droguri. L-ați dus la cei mai buni specialiști. Ați încercat să-l ajutați să scape de viciile acestea. Dar nu reușiți. Ce vă mai rămâne să faceți? Ce le să faceți? Care este ultima soluție pe care vă mai încercat? Dar nu credeți. Vreau să nu credeți. Vedeți? Aici este diferența, zis pastorul. Și în timp ce vorbea, a văzut lacrimi în ochii profesorului. Profesorul vă zise de strângerit. Ziceați că mai vorbim într-o altă pauză. Timpul a trecut. La câteva zile, pastorul nostru află de la alți studenți din clasă că profesorul acesta avea un băiat de 20 de ani. Că era viciat, că drogurile îi consumau viața și că el nu mai avea nicio soluție pentru copilul lui. Să nu ne fie frică să vorbim cu acești copii ai lui Dumnezeu care sunt scăpuniți de spiritele rele. Nu în forma demoniacului din Gadara. În alte forme. Pentru că dacă citim raportul inspirat din Hristos din Agune, vă vedea că acolo spune că erau chiar printre cei care priveau oameni stăpâriți de duhuri mai rele, farisei, necredincioși, cei care atacau pe Domnul Iisus din toate părțile. Să nu ne fie frică să-L prezentăm pe Dumnezeu ca fiind prima și ultima soluție. Dacă Spiritul este Cel care ne conduce, Spiritul Dumnezeu ne va inspira. Ce să spunem? Nu uitați un lucru. Noi nu suntem chemați să-i convingem pe oameni. La începutul credinței mele, la mine în comună, era un secretar la Consiliu foarte inteligent. Cred că era cel mai inteligent om de pe vremea aceea, nu numai din Lozavă, de pe toată Valenția. Și am umplat ceva la casa lui. Tocmai primise în credință. Și m-a atacat săracul din toate părțile. Și l-am slăbuț. Ce poate să spun un băiat de 21 de ani, 22 de ani, care de-abia începe să cunoască? Și a spus el la cineva. Eu încercam să-mi spun. De ce, măi? De ce? Dacă nu-i dai dreptate de Grigore, de ce ăsta plânge? Ăsta se străduiește, știi? O sumă. Domnul Dumnezeu te va ajuta să spui ceva care să rămână în inima omului și să lucreze. Când pastorul nostru și-a terminat studiile la mine și s-a pregătit să plece, coborau dintr-o clădire în alta cu liftul și era și profesor de filozofie acolo. Și fratele nostru a văzut că vrea să zică ceva, să deschidă subiectul, și el se prefăcea că nu vede în oameni. Au ieșit din lift și s-a văzut că merge, că este din clădire. Și profesorul a strigat cu el, pastore, pastore, oprește un clipa. S-a uitat în ochii mei, a spus el, și mi-a zis, tu crezi în Dumnezeu, eu știu că crezi. Dar îmi spus, Dumnezeu este viața mea. Tu știi că nu cred. Ce dau? Sunt convins. Ce vreau să te rog un lucru? Și lacrimi au apărut în ochi. Roagă-te Dumnezeului tău. Să facă ceva pentru copilul. Eu știu că tu crezi. Te rog să te rog. Oamenii au nevoie pe care carnea și sângele nu le pot împlini. Carnea aceasta nu folosește la mine. Și carnea aceasta este tot. Și minte, și trup, și suflet, fără Dumnezeu. Duhul este Cel care dă viață.
Iar noi trebuie în slujirea noastră să-i facem loc Duhului lui Dumnezeu, pentru că El ne va inspira ce să zicem. Cum să spunem? Și când să spunem? Noi nu suntem chemați să-i convingem pe oameni. Noi suntem chemați să le spunem ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Suntem chemați să le spunem căile prin care ei pot să ajungă să-L cunoască. Noi nu suntem chemați să-i schimbăm pe oameni. Nici pe noi nu ne putem schimba. Numai Dumnezeu îi poate schimba. Noi nu suntem chemați să le dăm credință oamenilor. Să-i transformăm pe oameni. Aceasta este minunea lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să-i mântuim pe oameni. Eliberați-vă de poveri care adesea, probabil că le purtăm, crezând că noi avem o discuție cu cineva și trebuie să lăsăm pe omul acela mântuit. Noi suntem acolo să lăsăm în fața celei persoane dovada unui suflet mântuit. Sigur, suntem chemați să iubim, să-i slujim, să venim din diferite unghiuri, să nu renunțăm la ei, pentru că, în final, profesorul de filozofie se va opri și va zice roagă-te pentru copilul meu. Pentru că filozofia nu poate să facă nimic pentru el. Aceste cărți pe care le dați, pe care le vindeți, pe care le duceți din loc în loc, sunt, poate, ultimii ambasadori ai Dumnezeu. Pentru cei ce pierd, pentru cei ce se pierd. Într-o casă. Și acestea sunt cuvintele. Trei cuvinte să le subliniez. Duhul este Cel care dă viață. Care nu folosește la nimic. Cuvintele mele sunt Duh și viață. El nu lucrează întotdeauna la inima omului, pentru că nu întotdeauna omul le primește. Dar cuvintele pe care le duceți dumneavoastră, Cuvântul lui Dumnezeu, sub forma Bibliei sau cărților, au Duhul lui Dumnezeu în ele. Și într-o zi, poartă viață. Și al treilea lucru, sau al treilea element, este Domnul Hristos în persoană. El, practic, Fiul lui Dumnezeu, este comunicat prin Duhul, este transmis prin Cuvânt și El este Cel care este viața noastră. Într-o casă de prostituție, o tânără de vreo 22 de ani, în exercițiile lor de acolo, a leșinat, a căzut jos, fetele celelalte s-au adunat în jur să-i dea ajutor și au șezat mai întâi pe un pat, apoi pe un scaun, unde era o măsuță plină de cărți. Și la din cărticelele pastorului cu Ion, am văzut că și dumneavoastră începe să aduceți și să publicați cu titlul Fiule, întoarce-te acasă. A ajuns pe măsuța aceea acolo. Pe o masă plină cu reviste imorale, mizerabile, era pierdută o cărticică. Și tânăra a luat-o. Și de cum i-au căzut ochii peste cărticică, peste titlu, ea a tras atenția. Pentru că ea plecase de acasă. Nu mai vorbise cu mama ei de ani și ani de zile. Și ultima dată când mai vorbise, cam acestea erau cuvintele mamei. Fică, întoarce-te acasă. Mama ta te așteaptă. Și acest titlu i-a readus în suflet cuvintele mamei ei. A citit pe nesăturate. Și când a prins un moment, a ieșit din locul acela mizerabil și s-a întors acasă. Nimeni nu poate schimba pe omul. Imoralitatea, sexualitatea, dorința de a cunoaște pe altcineva și pe altcineva și pe altcineva. Neînțeleasă de ființa umană. Undeva oamenii aceștia îl caută și pe Dumnezeu. Caută ceea ce nu au.
Și o caută într-o altă persoană, și într-o altă plăcere, și într-o altă pasiune. Niciodată aceste persoane nu cunosc adevărata împlinire. Dar Cuvântul lui Dumnezeu, care îi cheamă înapoi acasă, le poate împlini viața. Ființa omenească nu poate fi fericită fără Dumnezeu. Cunoașteți, am auzit experiența aici, tânărul care ne-a povestit el. Care este numele lui David? David. Ar vrea să-mi scrii și mie toată experiența aceea. Este extraordinară. Experiența aceea trebuie să apară într-o carte. El le-a avut pe toate. El a citit. A avut bani, a avut casă, a avut tot. Dar n-a fost fericit. Pentru că noi nu putem să fim fericiți fără Dumnezeu. Și în ceea ce faceți dumneavoastră, încercați să aduceți oamenilor nefericiți de lumea aceasta pe Hristos, prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt. Sunt cele trei elemente esențiale, atât pentru schimbarea noastră, cât și pentru mântuirea oamenilor. E bine întotdeauna să începem cu noi. Noi avem nevoie de Iisus în fiecare zi și noi suntem chemați să ne hrănim cu trupul Fiului Omului și cu sângele Lui în fiecare zi. Noi avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în fiecare zi. Și noi suntem chemați să avem un nou botez cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Și noi avem nevoie de Cuvântul vieții, de pâinea vieții în fiecare zi. Și suntem chemați să ne hrănim în fiecare zi cu Duhul vieții. Dar acesta vom ieși și vom fi pregătiți să fim o binecuvântare pentru alții. În închisoare cunosc experiențe. Un copanez l-a văzut într-o emisiune evanghelistică, bărbat puternic, l-a bătut pe unul până aproape să o moare. El în închisoare era o altă credincică a aceleași scriitor. Cristo es la soluție. Ați înțeles? Și a citit și el și a văzut cum atâția și atâția, pentru că sunt experiențe, carte, au fost schimbați de Iisus. Și probabil că și el era ateu, dar citind cărticica, a văzut că există un Dumnezeu și a stricat, i-a zis, Doamne, dacă ai putut să faci aceste minuni în viețile atâtora, de ce să nu faci și Dumnezeu? Și Dumnezeu a schimbat. I-a schimbat caracterul. Și într-o mare campanie evanghelistică în Cuba, când scriitorul cărții predica la cubanesi, l-am văzut pe tânăr acesta că iese din sală și merge pe scenă și îl îmbrățișează pe pastor. Oriunde ajung cărțile pe care noastră le duceți, vor schimba vieții. Dar să nu uităm, Duhul este Cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele mele sunt Duh și viață. Cuvântul Lui în noi, Duhul lui Dumnezeu în noi și prezența Domnului Hristos în noi prin Duhul și prin Cuvânt vor face din nou în țara aceasta unde oamenii nici măcar nu le au pe toate. Ei nu lipsă până și de cele elementare. Dar Hristos este viața. Și în momentul în care vă cunoaște pe El și vă primi pe El, vă trăiește.